Ce face o mașină supercar? Această întrebare a născut discuții aprinse în lumea auto. Unii spun că trebuie să fie rapidă. Mulți că trebuie să arate incredibil. Alții zic că trebuie să fie atrăgătoare, dar să îți fie frică de ea. Salut, sunt Andy Popescu și acesta este un Lamborghini Aventador S. Hai să vedem cât este de rapid. Corsa SC Off. Transform On. Secunde. Hai să vă arăt o mașină furată, pusă la vânzare pe Autovit. V-am spus că samsarii sunt supărați și spun pene tot felul de lucruri neadevărate despre mine și îi deranjează că fac clipuri cu ei? Nu-i nimic, eu o să vă arăt în continuare ce hoții fac ei. În acest anunț de pe Autovit, al cărui link vi-l las mai jos în descriere, vedem acest minunat Mercedes S400. Ne uităm la poze și vedem că arată foarte bine. Nu înțeleg cum a avut curajul să pună seria în anunț. Eu am luat seria de pe Autovit și am verificat-o pe car vertical. V-ați aștepta să vă arăt că a fost lovită, nu-i așa? E chiar mai grav de atât. Vedem aici, în raportul car vertical, că mașina fix cu seria asta este declarată furată chiar în România. Tu, când cumperi o mașină, ai vrea să știi dacă ea a fost furată sau nu? Ți se pare o informație importantă sau relevantă? Eu zic că e util car vertical, chiar dacă samsarii spun altfel. Îți las un link mai jos în descriere dacă vrei să verifici și tu o mașină. Aventador S a apărut în anul 2017 și deși au trecut aproape 4 ani, încă arată incredibil. Supercarurile vin foarte rar cu modele facelift, dar atunci când o fac, schimbările sunt de-a dreptul impresionante. La 6 ani de la lansarea modelului Aventador, care a înlocuit Murcielago, Lamborghini a lansat Aventador S. Și dacă vă gândiți că este doar un S adăugat la logo, vă înșelați. Ce am apreciat întotdeauna la Lamborghini sunt ușile foarfecă, așa numitele Lambo Doors. Și sunt puține modele Lamborghini care nu au acest model de uși. Primele uși foarfecă au fost puse pe un concept Alfa Romeo Carabo în 1968 și au fost create de Marcello Gandini. Apoi, tot el a conceput și ușile deja consacrate pe Countach. Forma este inspirată din designul avioanelor de vânătoare și, după cum puteți vedea, Aventador seamănă foarte mult la formă cu Murcielago, Diablo și Countach. Aventador S are o caroserie mai aerodinamică decât Aventador pentru că Lamborghini a restilizat partea din spate care ne aduce aminte de Countach. În partea din spate avem un nou sistem de evacuare cu 3 guri separate, întregul sistem fiind cu 20% mai ușor decât pe modelul anterior. Hexagoanele sunt un element prezent mai peste tot la această mașină și aduc aminte de puterea navelor spațiale. Eleronul poate fi poziționat în 3 moduri diferite, ele contribuind cu 50% mai mult la apăsarea aerodinamică. Echiparea de anvelope este Pirelli P0 și, după cum puteți vedea, sunt marcate special cu acest L, care înseamnă că ele sunt făcute special pentru Lamborghini. Jantele sunt pe 20 de inci și au Diamond Cut. Așa se numește această șlefuire. Acest model are 5 prezoane, dar există și un model cu un singur prezon, inspirat de la Aventador SV, care este varianta mai sportivă. Nici partea din față nu a scăpat de modificări. Splitterul, sau pe românește bara față, are o formă mult mai agresivă. Lamborghini spune că această formă aduce cu 130% mai mult downforce, adică forță de apăsare, iar aceste două aripioare parcă sunt împrumutate de la un rechin. Tot pachetul de carbon costă 20.000 de euro și include prizele de aer, pragurile, lipul pe față și difuzorul pe spate. Lamborghini promite că această opțiune scade considerabil greutatea mașinii, dar în afară de acest lucru arată și foarte bine. Oricât de bine ar arăta un supercar, nu putem să vorbim despre el fără să menționăm motorul. Inima acestei mașini este un motor de 6,5 litri V12 și produce cu 40 de cai putere mai mult față de modelul precedent. Asta înseamnă că acest motor produce 740 de cai și un cuplu de 690 de Nm. Acest V12 aspirat oferă putere brută, ceea ce face ca Aventadorul S să atingă viteza maximă de 350 de km pe oră. Și din păcate, acest tip de motor este pe cale de dispariție. Poate vă întrebați de ce motorul nu este pe mijloc. Ei bine, inginerii de la Lamborghini au făcut special acest lucru ca să balanceze întregul sistem de transmisie. Și uite, așa ajungem la un subiect controversat. Cutia de viteze. Cutia de viteze este una manuală computerizată, cu un singur disc de ambreiaj. Unii au spus că Lamborghini a greșit folosind un sistem învechit,
dar ei au luat această decizie pentru a reduce greutatea mașinii și pentru că este o cutie de viteze compactă. Interiorul acestei mașini seamănă cu cabina unui avion de vânătoare, parcă te pregătești de luptă. De la acest model, bordul este complet digitalizat. Sistemul de infotainment este compatibil cu Apple CarPlay și Android Auto. Asta înseamnă că îți poți pune Waze direct pe infotainmentul mașinii. Sistemul audio nu excelează în opinia unora, dar compensează sistemul audio V12 din spate. Acest model poate ajunge să coste 450.000 de euro cu toate opțiunile. Dar hai să nu ne întristăm și să vedem 5 lucruri interesante despre Aventador S. Primul lucru interesant despre Aventador S este bușonul de benzină. El este din aluminiu și inginerii de la Lamborghini au depus foarte mult efort în designul lui. Și costă cam 600 de euro la mâna a doua dacă îl pierzi. Alt lucru interesant este că nu poți tracta mașina fără să apeși aceste butoane. Pentru zonele cu denivelări, Lamborghini a gândit un sistem care se numește lift și ridică în doar câteva secunde fața mașinii. Spatele nu se ridică. Alt lucru interesant este că acest model vine standard cu frâne ceramice. Chiar dacă unele persoane se plâng despre spațiul din portbagaj, eu am avut loc aici. Ca să testăm acest aur, l-am invitat alături de noi pe demonul vitezei, Cătălin Țuțuian. Salut! Hai să mergem! Cine ești tu, Cătălin Țuțuian, pentru cei care nu te cunosc? Eu am auzit gurile rele că spun că ești cel mai bun pilot al României. Pe asfalt. Erai o unică speranță a României pentru Formula 1. Așa e? Așa e. Spune-ne câte ceva despre tine pentru cei care nu te cunosc. Foarte simplu, sunt președinte de club, sportiv, pilot și antrenor. Antrenor de automobil și karting pentru secțiunea performanță. Nu defensive driving, nu oameni care doresc să vină în motorsport. Strict pentru oamenii care vor să facă performanță, fac motorsport de ceva timp și nu ajung la nivelul dorit. Motorsportul are mai multe ramuri. Ce ramuri are? Campionatul național de raliuri, campionatul național de viteză pe traseu montan și se confundă mereu între cele două, campionatul național de time attack, campionatul național de drag, de drift, de karting. Sunt multe. Da, orice formă de motorsport organizată și ține și este afiliată de FRAS, este o ramură a motorsportului. Cum te face să te simți interiorul față de alte Lamborghini? Eu pot să spun că, de exemplu, față de Murcielago, este super luxos. Murcielago are guri de ventilație de Logan. E foarte high-tech, în primul rând. Arată ca o planșă de avion de război. Top 3 lucruri la mașina asta. Look-ul, design-ul. Da. Da. Ultimul motor aspirat V12. Ultimul. Ultimul, da. Cel mai adevărat. Nu s-ar putea, garantat o să-i crească prețul. Este ultimul și foarte upgradat. Și 3, sunetul, care este, cred că marea majoritate a oamenilor ce cumpără genul ăsta de mașină se uită în special la sunet. Modelul vechi de Lamborghini Aventador, care s-a construit până în 2016 inclusiv, din 2017 este acest model Aventador S. Și modelul precedent avea niște ventilatoare pe spate și când scotea flăcări, trăgeau flăcările. Și pentru că era încins plasticul, luau foc. Da, așa este. O grămadă de filmulețe cu mașini din Dubai, unde acolo e și cald și erau și încinse și luau foc, efectiv. Aici trebuie să precizăm niște chestii. Controlau prea mult pe loc. Normal, nu poți să ții mașina, sincer, accelerată, țin pe loc. Da. 3 minute, 5 minute exact în continuu făceam, limitare. Da. Înseamnă, din punctul meu de vedere, ca înseamnă o bătaie de joc, exact, ca să show off. Corect. Am observat că la acest model, dacă mașina este puțin încinsă, nu te lasă să treci de 3000 pe loc. Adică ți-o limitează din calculator. Marea majoritate a mașinilor noi, și în special mașinile performante, au protecții. De exemplu, poate să aibă protecție una pe temperatură de ulei sau pe temperatură de apă, iar în momentul în care mașina a ajuns la punctul în care să fie la 130 de grade sau cât este ea setată pentru temperatura de ulei, să fie spre critic, atunci intră în protecție și nu mai te lasă să accelerezi. Îți dai seama că nu s-a gândit nimeni atunci când a proiectat mașina asta, sincer, să țină mașina accelerată pe loc 5 minute până ia foc bara de pe spate. Uite, să știi că eu, în calitate de proprietar,
am observat niște diferențe. De exemplu, la BMW M6, dacă îi dai de 2-3 ori, imediat se încinge temperatura uleiului. La asta, foarte greu se încinge temperatura uleiului. O am aici în stânga și stă mereu între 50 și 130. Adică trebuie să o forjez rău de tot ca să se încingă uleiul. Radiatorul de răcire al uleiului la Aventador, în primul rând, nu este unul, sunt mai multe. Sunt pe margine. Da, sunt mai multe, mai mari și evident că își fac treaba mult mai bine. Hai să-i dăm un pic. Deci avem 4000 de ture. Ia, da. Facem mult mai tare la 5500 de ture. La 3000 de ture, ia, pedala la fond, plană. Ai observat că a schimbat foarte greu a doua? Și chestia asta se întâmplă pentru că nu este temperatura la cutie optimă. Tocmai ce am discutat mai devreme, inginerii de la Lamborghini au dezvoltat tot felul de protecții, da, da, pentru a proteja mașina ca să nu o strici. Din punctul meu de vedere, oricum ea are o anumită protecție și un anumit lag garantat pe treapta întâia și a doua, pentru că acolo e puterea cea mai mare, cuplul cel mai mare și trebuie să fie, cel mai mare. Da, și stresul cel mai mare. Și totodată trebuie să fie un pic protejată cutia sau ambreiajul și e normal la întâia, a doua, e un pic de protecție. Noi, de exemplu, la competiții, noi avem cutie cu craboți, da? Sau cu timți drepți. Noi nu folosim ambreiajul. Există posibilitatea cutiilor respective să fie ca și selecție, da? În H, normal. Nu folosim ambreiajul deloc, dar la întâia și a doua îl folosim tot timpul. Marea majoritate a oamenilor fac o greșeală fatală pentru mașini, orice mașină ar fi, o pornesc dimineața, mai ales cum e rece, da, cum suntem și astăzi, într-o zi frumoasă de iarnă. Da, da, foarte frig. Foarte frig. Pornesc mașina, nu așteaptă să încălzească, pleacă cu ea la 50-60 de grade temperatura în apă și dau blană. Asta e greu, okay, pentru motorul din asol. Un motor, un fier, orice vrei tu, o cutie de viteză, are o anumită temperatură de ideală unde funcționează. Tu dacă abuzezi de ea și în rece și în cald, uite, de exemplu, acum este cutia de viteză, da? Da. De ce nu te lasă? Pentru că tu ai diferențial blocant mecanic pe față, da? Da. Și l-ai auzit cum face gălăgie, cum prind ambele roți, da? Așa. Diferențialul respectiv funcționează și cutia funcționează cu un anumit ulei, da? Care este mult mai gros, mult mai viscos. Iar pe temperatura de acum, da? Da. Ai nevoie de mai mult timp ca uleiul respectiv gros să se încălzească. De asta vara este mult mai ușor și mult mai repede să intre în temperatură, iar acum iarna trebuie să circuri o perioadă cu ea până intre în temperatură. Tu spui că ea schimbă acum mai greu din a întâia până într-a doua, lasă, da, puțin spațiu, puțin lag. Da. Cutia în sine, pinioanele. Pinioanele din cutie. Pinioanele. Deci practic are un senzor de temperatură în cutie. Da. Și senzorul ăla când citește temperatura ok, atunci ți-o dă repede. Exact. Uite, acum este foarte rigidă mașina pentru că este ridicată de față. Am ridicat-o de față acolo, să trecem peste liniile de tren și acum o lăsăm în jos și o să fie mult mai moale. De ce e mașina mai rigidă când este ridicată? E foarte simplu, a ajuns amortizorul la capăt de cursă. Da. Și în momentul în care este la capăt de cursă, este foarte tensionat. Parametrul corect este la mijloc și atunci are cursa e corectă în care funcționează. Deci pe românește, când este ea ridicată, amortizorul e mai rigid, da, este foarte și tensionat, da, și tensionat totodată pentru că nu lucrează în zona confortabilă. Marea majoritate oamenilor, zona de tuning din România, coboară foarte mult mașina. Da, o coboară, da, foarte mult. Ok, nu este greșit, dar atenție. Dacă o cobor foarte mult, da, cred că și tu ai observat, ce crezi că se întâmplă? Țopăie foarte mult, de ce? Marea majoritate coboară din arc mașina, da, și o cobor din arc. Îi iei din amortizor cursă. Și atunci tu fiind amortizorul jos și nu ai o cursă, poate, foarte mică, nu mai amortizează și țopăie foarte mult. De exemplu, Lewis Hamilton, da? Da. În ultimul an la McLaren, i-a dat să meargă cu... a fost un vis al lui, da, speculat în contract, că vrea să meargă cu o mașină în care a mers Ayrton Senna, da, old school, dar nu orice mașină, ultima mașină cu motor turbo, pentru că ele au fost interzise în era anilor 80, de ce? Dezvoltau foarte mulți cai,
da? Și nu erau sigure și oamenii mureau. Cum a murit și Ayrton Senna. Exact. După 3 ture s-a oprit, sau după X ture s-a oprit și a zis: "Nu poți să mergi cu așa ceva, este imposibil. E prea brutală." Da, este prea brutală. Nu, este prea brutală. N-ai niciun ajutor, n-ai nimic, ai 3 ceasuri, ai o cutie de viteze în H, nu ai traction control, nu ai frână, nu ai aderență, nici mecanică, nici aerodinamică. E crudă. Este efectiv o mașină de curse foarte greu de pilotat. Exact așa și cu Diablo. Da. Dacă e un Ferrari din anii 90, un Lamborghini sau orice supercar, n-are niciun fel de sistem. Tu trebuie să faci totul. În primul rând, după 2 zile o să vinzi mașina. Știi de ce? Pentru că, evident, mașinile sunt manuale, da. Iar ambreiajul este foarte tare. Exagerat de greu, da, de acționat. Așa e. Nu este foarte tare, este exagerat de tare. În anul 98-99 eram în Le Mans, în Franța, da? Și cunoșteam foarte multe lume cu foarte mulți bani care aveau și Lamborghini, și Ferrari, și Maserati, și toate supercarurile, da? Așa. Și veneau acolo și ziceau: "Băi, e un chin, e foarte mișto dacă mergi cu ea de la Le Mans la Paris pe autostradă, da, drumul blum și să, ok. Ca să calci abreajul. Da, și mergi tare cu ea și așa mai departe, dar să mergi cu ea în oraș e un chin, absolut. Mașina asta, Aventadorul S, este evoluția foarte confortabilă, foarte plăcută, care poți să o folosești și daily, da? Da, și poți să o folosești și sportiv și este absolut o mașină superbă. Mașina asta are 4 setări, ca să vorbim despre asta. Strada, Sport, Corsa și Ego. Modul ăsta Ego se găsește numai pe Aventadorul de la 2017, adică Aventadorul S. Ego, deci ce are în plus, este faptul că mulți proprietari se plângeau că, băi, eu vreau să fie suspensia într-un mod. Uite, powertrain, Corsa, da, exact. Dar suspensia și volanul vreau să fie pe stradă, vreau să fie moale, exact ce am spus eu. Personalizarea, despre asta e vorba. Evoluție. Evoluție, da. Evoluție. Corect. Marea majoritate oamenilor nu cunosc adevăratul potențial al mașinii. Al mașinii. Da. Iar mașina asta are mai multă aderență aerodinamică decât mecanică. Poți să faci diferența doar mergând cu ea în regim de mers blană și pe pistă. Ești printre foarte puținele persoane în care chiar am credere să-ți dau mașina. Nu cred. Începe pe modul strada. Modul strada este modul în care mașina este cea mai aproape de condusul zilnic. Al doilea mod este sport. În acest mod, ea este puțin mai brutală, să zic așa, mai sportivă, mai șfâșneață, o ține mai turată ca să fie gata de atac. Al treilea mod este modul Corsa. În modul ăsta nu-ți mai schimbă ea vitezele, trebuie să le schimbi tu din padele. Aventador S are câteva schimbări față de Aventadorul clasic din 2011 până în 2017. Printre acestea este și faptul că virează roțile din spate. La ce te ajută chestia asta? Te ajută să întorci mai repede mașina. Că dacă virează și roțile din spate, se numește raza de bracare, nu? Da, dar și o viteză de mai mare prin trecerea de viraj. Adică tu folosești și spui lucrurile normale care le întâlnești în trafic, iar asta, ce spun eu, se folosește pentru a merge foarte tare cu ea. Corect. Pe circuit. Printre alte schimbări este cutia de viteze, care a primit un upgrade. Ele se stricau foarte mult înainte de 2015 și plecau zmuncit. Știi? Pentru că, exact cum spuneai, la o mașină de curse, ambreiajul este foarte, foarte tare. Cred că cea mai dorită chestie pe Aventadorul nou de 2017 a fost Ego. Da, Ego. Adică se simte foarte mișto. O simt și eu, mai ales acum când am ieșit pe un drum național. E foarte confortabilă mașina în a merge cu 52 de km la oră, dar a păstrat sunetul inconfundabil. Hai să vorbim puțin despre distribuția maselor. Ce avantaje și dezavantaje ai când ai motorul pe spate sau pe față, din experiența ta? Îți oferă o stabilitate mai bună sau mai puțin bună în condiții de mers limită. Adică în mersul normal, cum mă folosim noi acum, nu se văd diferență. Dar dacă ai folosit limită, se văd mari diferențe. Din câte știu eu, Lamborghini au lansat SUV-ul Urus, Jeep-ul, adică pe românește, da, ca o soluție să crească profitul. Și au reușit să vândă 5.000 de unități. Și ei vând în total 10.000 de unități pe an. Deci jumătate au fost Urus.
Deci este la mare căutare SUV-ul. În general se spune că ar fi mai sigure SUV-urile. În caz de accident, să vorbim așa, da, nu sunt chiar sigure. Sigure. Corect, pentru că au centru de gravitate mai sus. Exact, și se răstoarnă foarte ușor. Da, sau cel puțin mai ușor. Îți poate aduce fericirea această mașină? Când sunt supărat și sunt foarte rar supărat, mă urc în mașină și merg cu mașina. Mașina îți schimbă starea. Da, așa e. Dacă ai o zi neplăcută la birou, la pistă, în cazul meu, te urci într-o mașină și mergi cu ea. Doar mergând acum, uite, cum mergem acum cu 10 la oră, deja te-a făcut fericit. Iar răspunsul din punctul meu de vedere este că chiar cred că da. Corect. Mai mult ca sigur. Ai mai condus alte aventadoare? Am condus 2 sau 3. Cum ți s-a părut? În clipa în care mergi cu ele și mergi tare și mergi pe pistă, poți să-ți dai cu părerea sau ce upgrade mai puteam să fac ca să fie mai rapidă. Exact că toată lumea se plângea vis-a-vis de confort și vis-a-vis de mersul în trafic. Eu nu am mers cu modelul S. Modelul vechi era un pic problematic și știu că toată lumea se plângea de cutie, de cutie, de ambreiaj și nu aveai atâtea opțiuni încât să facă mașina o mașină foarte plăcută. Dar merge normal cum mergem noi acum, cu 45 la oră prin București în trafic. Adică să poți să folosești mașina și pentru o plimbare. Asta se plângea toată lumea. În schimb, pe pistă se comporta foarte mișto până în momentul în care mergeai, împingeai peste limit. Și asta au reușit să facă, să îmbine puterea unei mașini de pistă și să poți să mergi cu ea frumos prin oraș fără să te zdruncine, să te bruscheze, să fie incomodă. Foarte plăcut, foarte mișto să mergi cu ea. Zici că avem 100 de cai, nu zici că avem 740. Corect. Nu se simte. Mai ales când este suspensia pe strada și motorul pe Corsa. Am avea nevoie de părerile voastre, cum a fost această primă emisiune și îmi puteți spune părerile voastre pe Instagram direct mie, Andy Popescu Vlogs.